cele 11 implicate în acest moment cu șanse matematice pentru a prinde primele 6 poziții. Care cele două echipe au clacat, poate și în momente cheie. Ajung însă cu 29 de puncte Ucluj și Petrolul cu 28 de puncte, ajung să-și dispute în primul rând direct miza acestei confruntări. Muțiu este în poarta gazdelor, Dican, Luchin, Telcean, linia defensivă, Sergio Ribeiro, Filip Ațcas și Taub la mijlocul clujenilor, Meșter, Deric Ogbu și Pârvulescu, tridentul ofensiv, ales de Costel Enache, actualul antrenor al Universității Cluj, fost antrenor la Petrolul, tot într-un sezon în care poate mai degrabă echipa ploieșteană a dezamăgit. Spuneam, două cluburi la care așteptările au fost de fiecare dată foarte mari. Avem, putem spune, și una dintre primele zile de primăvară adevărată și blândă la ora acestei partide, ora la care se dispută și celelalte meciuri și, bineînțeles, sunt foarte multe calcule de făcut. Raul Avram este portarul Petrolului, apoi linia defensivă formată din Olaru, Myers, Uha și Țicu, la mijloc sunt Constantinescu și Pană, Vaiu și Roy și Ecolo, tridentul din spatele lui Buhăescu, Petrolul. Fotbalul românesc. A început această partidă, Petrolul așadar are lovitura de start, convinge aruncată direct spre careul clujenilor, a respins de acolo Luchin. Filip, Tudor Telcean și iată un pressing foarte agresiv al Petrolului în aceste momente, căutat Deric Ogbu. Așa se va disputa întreaga partidă, n-am nicio îndoială, va fi un ritm foarte intens. Clujenii au avut avantajul unei săptămâni în plus pentru a pregăti această partidă. Petrolul poate fi și ea puțin demoralizată după ultimele rezultate, pătrunderea lui Ribeiro. Ionuț Coza dă penalti în secunda 42 a acestei partide. Incredibil startul de meci. Vom revedea această fază cu Sergio Ribeiro, care găsește spațiu, un picior întins în fața sa de Silviu Pană. Pare să obțină contactul Sergio Ribeiro încă o dată, dar pare că totuși contactul se produce după ce își retrage mingea, șansă pentru Universitatea de a trece deja în avantaj, șutează pe lângă poartă Ribeiro, incredibil! Incredibil! Din poate ultimii 2-3 ani din istoria sportivă, măcar zbuciumată, în coacțiune ofensivă a clujenilor. Meșter la rădăcina barei, Avram reușește să se așeze pe această minge, entuziast al clujenilor, cu două ocazii și un penalti ratat. În acest moment mioveniul depinde și de alte rezultate, reluare cu capul a lui Deric Ogbu, partide ignorând acea știre, pentru că măcar calculele matematice sunt mai simple. Centrare din prima, respinsă de la marginea careului mic, Filip pentru Ribeiro, bară! Ce ocazie din nou pentru clujeni! Excelent din nou traseul acestor... O centrare interesantă, dar nu și utilă, pe mingea a doua, însă Ecolo, blocat de Dican. Centrare pe jos, oh, ce șansă pentru Deric Ogbu, cât se joacă, iată, cu ocaziile, echipa clujeană. Minge pentru Buhăescu, Fanionul rămâne jos, intervine însă foarte bine Taub. Pauză și la Cixere, da Slatina, 1-0 aici, Ribeiro șutează însă pe direcția lui Avram. Punctează mult la statistici echipa clujeană, dar ce greșeală a lui Filip și un șut lobat, gol! Incredibilă reușită a Petrolului în minutul 55. Rămâne în arhivă, rămâne în memoria tuturor acest gol marcat
de pană care îl vede pe Muțiu ieșit, incredibil. Deci, când meciul putea începe cum nu se putea mai rău pentru Petrolul, iată-l cum continuă în repriza a doua. După o primă repriză în care clujenii au ratat ocazie după ocazie, lobul perfect al lui Pană, reacția clujenilor acum va fi doar repunere din colțul careului mic. Idan Golan primește între linii, poate accelera. Îi pasează lui Gavra, foarte liber este Taub, pregătește serviciul în careu, gol! Gol, Carol Taub! De revăzut execuția, e posibil să fi vrut o centrare, dar nu mai contează. Taub, cred că a vrut să șuteze. Da, a vrut pe poartă. Este execuție impecabilă. Încearcă să-l păcălească pe Pană, își prelungește Vaiușii, bagă bine piciorul Sergio Ribeiro, atacă bine și Alex Pop, ce piruetă, apoi șutul la poartă pe direcția lui Avram, care reține în doi timpi. O, ce greșeală și acum Gavra poate profita, șutează însă în brațul lui Avram, ce ocazie de 2-1 pentru clujeni. Buhescu, Lukin, ce greșeală, Arnăutu preferă pasa și este intervenție senzațională a lui Muțiu. O, penalti, e penalti în minutul 92, lovitură de la 11 metri, are și el poate o rivalitate așa personală cu Cluj, nu știu de unde, dar e prea mult, e o intervenție greșită a lui Sârdian Lukin. Vaiușii execută impecabil și înscrie. Petrolul se impune până la urmă în prelungiri pe arena Universității Cluj, moment în care se încheie și meciul de la Călăraș. Iată, figurația finală a clasamentului, Craiova 35 de puncte, Mioveni 33, Călăraș 34, locul 2, Mioveni locul 3, 33 de puncte, Rapid 33, Csíkszereda 32, Farul Verge și Iată cu 32 puncte, pe locurile 7 și 8, Petrolul este în acest moment pe locul 9, Metaloglobus pe 10, Ucluj pe locul 11, 29 de puncte, 3 mai mult decât locul 12, Gloria Buzău, și la o distanță totuși încă nu îndeajuns de serioasă față de locurile retrogradabile. Se încheie sezonul regulat, nici Petrolul nu merge mai departe.